Hai, salut! Am zis să vă povestesc ultima mea pățanie și cât de minunat este sistemul ăsta bancar. Iar dimineață m-am oprit ca să beau cafea, să-mi iau un pachet de țigări, una alta. Mă duc la casă, dau să plătesc, tranzacție refuzată. M-am gândit eu, zic, bă, o fi având ăștia probleme cu conexiunea sau chestii de genul ăsta. Uneori se mai întâmplă, zic, na, asta este și am plătit cu ce aveam eu pe la mine. Ok. La vreo 4-5 ore după aia mă opresc chiar, zic, bă, dă să mai beau o cafea, una alta, tranzacție refuzată. Zic, bă, dă să plătesc cu telefonul, pentru că am zis, bă, poate s-a magnetizat cardul, poate că era vreo problemă. Dau cu cardul, dau cu telefonul, nu merge, tranzacție refuzată. Zic, ok, bine, sun la bancă. Zic, bă, uite așa, am problema asta, nu merge cardul, este vreo restricție, pentru că în trecut am avut cardul blocat pentru, era o suspiciune de clonare și mi-au blocat cardul preventiv. Dar sunasem, mi-au dat drumul, câteva chestii de siguranță, mi-au dat drumul la card. Am zis, și acum, zic, aceeași chestie s-a întâmplat. Sun la bancă, aia îmi zice, doamna de la bancă, îmi zice, nu, Cosmin, totul este bine, cardul tău este perfect funcțional, poți să plătești online, poți să plătești. Zic, doamne, dar nu pot, că abia am cumpărat, am vrut să cumpăr ceva, nu merge. Mai încercați. Zic, bine, mă, asta este. Aseară mă opresc la un magazin să-mi iau și ceva de mâncare, nu? Mi-era foame, zic, bă, dă-mă să-mi iau și eu ceva de mâncat, nu? Dar erau multe, erau vreo 15 euro, nu știu. Mă duc la casă, tranzacție refuzată. Noroc că am avut alt card la mine după aia, știi, și am plătit cu celălalt card de la o altă bancă. Zic, bă, da, bine. Zic, mă, ceva nu este bine cu cardul ăsta. Sunt din nou aseară, sunt din nou la bancă. După vreo 20 de minute, deci nu exagerez, după 20 de minute în care m-au pasat de la un oficiu la altul, la un operator la altul, că habar n-aveau, deci sincer, habar n-aveau unii de alții, nu înțelegeau, toată lumea vedea că cardul meu este ok. Zic, bă, nu pot să plătesc, deci eu vreau să mănânc, vreau să plătesc. Nu mergi, cardul ăsta, ce are? Spuneți-mi și mie ce are și după aia. Într-un final, după 20 de minute, îmi spune doamna aia, ați efectuat prea multe tranzacții luna asta și nu mai puteți. Zic, ok. Zic, da, am cumpărat de pe Amazon, cumpărasem săptămâna trecută mai multe chestii, mai multe ordini, dar căcaturi, mititeli, nimic interesant. Da, și-am făcut mai multe tranzacții. Zic, ce problemă are asta? Zic, bani am în cont. Zic, nu-i că îi văd, i-am pe telefon, adică îi văd pe telefon. Am bani în cont, deci nu era problemă de sold. Zice, nu, îmi pare rău, dar nu mai puteți să faceți tranzacții pentru că ați depășit numărul de tranzacții alocat contului dumneavoastră. Zic, ok, și ce facem acum? Nu se poate mări plafonul ăla de număr de tranzacții și ce am eu acolo, ce ați zis voi? Nu. Zic, bă, femeia lui Dumnezeu, dar e așa o leacă. Eu sunt șofer de camion, eu sunt la mama dracului, sunt în departe, zic, eu vreau să mănânc, că mi-este foame. Am bani și nu pot să-i folosesc. Zic, bă, dați-mi drumul la cardul ăla, pentru că voi îmi țineți banii, nu? Deci eu plătesc pentru serviciul ăla, voi îmi dați drumul, deci eu vă plătesc și voi îmi puneți restricții pe banii mei. Zic, doamnă, eu am nevoie de banii aia pentru că trebuie să mă duc, beau o cafea, trebuie să-mi iau țigări, trebuie să mănânc. Peste două zile, fiica mea trebuie să se ducă la un control cu maică sa la un control de specialitate după accidentul care v-am spus eu atunci de la școală. Trebuie să facă niște chestii, că are niște probleme. Cu ce plătesc doctorul ăla? Deci dacă voi mi-ați blocat contul fără un motiv, prin chestii de tranzacții, deci nu este nimic, eu am bani, vreau banii mei. Deci eu nu vreau nimic altceva. Deci zic, bă, banii mei, mi-e foame. Deci eu trebuie să mănânc, că sunt plecat. Eu am muncit 15 ore în puii mei azi. Deci 15 ore am muncit și eu nu pot să mănânc
pentru că am depășit numărul ăla de tranzacții ale voastre. Zic, Doamne, trebuie să fie un sistem, trebuie să fie ceva, să mărim plafonul ăla, nu? Să pune acolo ceva, să fie până pe 30, până la sfârșitul lunii, să fie mai pune și tu câteva operații acolo, ca să fie, nu? Trebuie să fie o procedură, ceva, nu? Nu, nu este, ne pare rău, dar nu este. Păi și cum morții tăi, vrei, cum pot să rezolv chestia asta? Cum, deci vreau, am nevoie de bani. Într-un fel sau altul, i-am nevoie pe card să pot să plătesc, am nevoie cash, pentru că m-am dus și la bancomat, tot la fel îmi dă tranzacție refuzată, deci nu pot să scot, nu pot să plătesc, nu, nici online, nimic, nimic, deci pur și simplu, nu mai pot să fac nimic. Am zis, bă, dă-te așa că îi transfer într-un alt cont, că mai am un alt cont de la alte bani, zic, bă, dacă mai transfer până o fi. Nu pot, pentru că și aia este tranzacții. Zic, Doamnă, am nevoie de bani, pentru că eu trebuie să mănânc, adică eu mor de foame cu bani în cont. Și vă plătesc pentru chestia asta. Deci eu plătesc comisioane și plătesc destul de multe comisioane lunar ca voi să nu-mi dați banii. Zic, bă, ce bancă? Deci asta nu înțeleg. Care e chestia? Păi nu, că asta este o nouă regulă, o nouă de politică internă a lor și au impus mai multe plafoane de debit și de nu știu ce. Zic, ok, am înțeles, am nevoie de banii mei. Păi da, dar trebuie să veniți în filială. Zic, bă, femeia lui Dumnezeu, sunt șofer de camion. Eu sunt la mama dracului plecat. Zic, cum vin eu la tine în filială? Pentru că eu sunt singurul, sunt proprietarul contului, deci nu aș putea să trimit pe altcineva. Deci cum pot să vin? Păi da, dar când vă întoarceți? Păi când vin eu, că eu doar vin în weekend, voi sunteți acasă. Când? Deci când să vin să rezolv chestia? Dar luați-vă o zi liberă. Bă, o zi liberă la mine, dacă eu mi-o iau, mă costă 180 de euro. Ca să vin să rezolv problema aia de două ori la voi. Și până ajung eu ca să-mi iau ziua aia liberă, eu am nevoie să mănânc. Copiii mei de acasă au nevoie să mănânci. Au nevoie la doctor. Au nevoie, toată lumea avem nevoie de bani, adică am banii mei în cont și voi nu mi-i dați. Asta este problema. Ne pare rău. Și mi-a închis telefonul. Mi-a băgat robotul ăla și s-a dus. Dus a fost. Ăștia sunt băncile momentan. Și morții mamilor de bănci.